speaker exact la mijloc, da? Da, un PC știm că este egal cu 6 cani 6, pentru că RC fie egal cu 3 cani 6. PC 6 6? Da, PC 6 cani 6. Deci RC, ca demonstrat, am făcut asta la punctul B. Deci rezultă că RC e 3 cani 6. Să luăm triunghiul la plan. Deci să luăm triunghiul de-o plan. BRC. BRC. Da, e triunghiul BRC. Deci R-ul este aici, Miruna. B-ul e acolo. B-ul aici și B-ul aici. Da, știu cât e R-C. R-C. Bine, domn profesor, la R-B. R-C. R-C e tot una. R-C-B. R-C-B. Și B-R-B. Vrei să-ți modifici așa? Da, R-C e 3 radical din 6. 3 radical din 6. Mai știm și ABC, care e de 12 radical din 3. Asta ar deci eu am fost o fie de RB. Și RB de aici? RB la 2 egal cu 144 ori 3 minus 9 ori 6. 9 ori 6. Și RB la 2 egal cu... facem așa, scoatem de aici un factor comun, scoatem un nou factor comun. Un nou, da? Da. Vine 5, 4, 9. Da, 144. 18 chiar are și, că și aici am un 9 și un 3. Și 9 și 3. Ia să zicem, 18 pe lângă, 144 băți la 9, vine o dată, și 45 pe 5. 5 minus 378. 18 ori 13. Nu, așa vede? De 378. Cât dă? Acum fac, că nu era deschis la mine. E egal 16 acolo. 144 împărțit la 9 ori cât sau 4? Da, 144 împărțit la 9 ori și 15. 16. 16. Da. Mie e așa, 9 pe lângă 14. 2, 14 aici. 14, 18 14. 18 ori 14. 352. Egal cu 252, da? Da, și 252 îi... Ier, ierbe simplu. Egal cu radicale 252. Da. Care înseamnă cât? Trebuie să descompunem că este 252, că nu cred că este perfect. Nu e perfect, dar e aproape. Adică regulă. Îi 2 la 2 ori 63. Deci 2 la 2 ori 7 ori 9. Deci radical din 2 la 2 ori 7 ori 9. Ori 9. Ori 9. Deci egal cu 6 radical din 7. 3 la 2 aș face egal cu 6 radical din 7. Și am aflat pe IRB, adică distanța de la B la B. Egal cu 6 radical din 7. Iar hai să mai stăm un pic de vorbă cu problema asta. Și să vedem ce a avut autorul prin problema asta, ce lucruri interesante. Domn profesor, dar totuși, 144 ori 3 minus 9 ori 6, dăm un nou factor comun. Da. Și avem 48 minus 6, nu? Bine, domnul profesor, dacă ori 3, pentru că și 6 îl avea pe 3. Da, dar 140... Nu, ori 3 era 27, nu știu, nu știu, dar... Nu știu, dar... A, să dovedesc că era altă, da? Tot 378, cum îți da mie? A, deci... Am să vedeți așa, da. Dacă l-am dat pe 9, faptul cum... Deci 144. Avem 9 pe lângă 48 ori 3, 244, nu? 48 ori 3, 244. 378. Da. De 9 pe lângă 48 minus 6, 9, 42. Și ce? E vreo greșeală? Da. Ce greșeală? Păi 378, dar nu 252. 378? Da. 378. Și 3 în față. Probabil. 378. Da. Hai să vedem de ce. Deci am zis așa, scoatem un factor cu 18. Împărțit la 9. De așa este la 10. Așa. Și 9 ori 2... 3 acolo, 16 minus 3. 16 minus 3, corect. Și face 13 ori 13. Și vine 18 ori 13. 18 ori 13. Deci, chiar mai mult, dar mai puțin. În 234. Deci, 378. Păi atunci, în greșeală, mai să vedem. Domnul profesor, hai să
dar 18 luni. Da, 9 ori 2. Păi 9 ori 2, că am avut 16 posibilitatea, da? Da. Și acolo rămâne domn profesor, rămâne 16 ori, ori... Ori 3. 16 ori, 3, nu? Și așa. Asta am împărțit numai la 19. La 9 am împărțit și 144 de la mine. N-am împărțit la 18 de 44, 144 de la mine. Așa, e o greșeală așa. Dar 144 am împărțit la 18, dădea 8. 8 ori 3, 24 de le-am paranteză acolo. Deci la 9 e împărțit, da? Da. De 8. Ce am zis eu? Ce 18? Deci 144. Deci 144. Ce le faceți ca acolo? Da. Împărțit la 9. La 16. La 9 ori 42. Și ieșit. 9 ori 3 și 27 e împărțit. Da, da. Mulțumesc frumos, acum are de bară. Imediat, mulțumesc. Are de bară, imediat. Acum dragă, îl dăm de 9 ori 3, da? Nu, uite, hai și 9 ori 3 cu domnul profesor, da? 9 ori 3 față comun, da? Și 144 împărțit la 9, de 16. 3 limitat, minus? 2. Minus? 2. 2. Și este egal cu 26 ori 14, care dă? Corect. Și aici 27 ori 14 și radical de 27 ori asta, asta, RB atunci. RB e radical din? Radical din 27. Ori 14. Care egal cu 2 ori 3 ori 7 ori 9. Acum vedem și noi. Radical din 3 la a doua ori 3, da. Ori 2 ori 7. Corect. Da. Și egal cu? Dar un 3 este în față. Face 6 ori 7 ori 42. 42, dar e 42 iar mai este. Nu? Nu. 42 nu mai poți să-ți spăți. Nu? 6 ori 7. E 2 ori 3 ori 7. Da. 2 ori 7. E un set de descompunere. Exact. 3 ori 4 din 42. Deci, distanța asta este alta. Nu așa cum greșit. 9, 3. Da. Radical din 42. N-am zis-o puțin bine acolo. N-am. Bine că eu mai... Da. Și ai intervenit ca să faci corecția. Vreau să insist un pic, Mirona. Pe ce ne putem noi, cu ce rămâne de problema asta? Ce-a vrut autorul de la noi? Care au fost lucrurile interesante? Deci mai întâi perpendiculara pe plan pe a unghiurile cele toate sunt de 90 de ani. Da? Poate unghiurile cele trei sunt de 90 de ani. Fiecare din fețele pe a, ce, pe... Acum, atunci când a dat B, să aflăm pe C și A, pe aia. Pe C și pe AB. AB. Măsura de acolo. Ți-a plăcut cel mai tare faptul cu unghiul din 90 de grade. Deci, din tot, măsura dintre pe C și AB ți-a plăcut foarte tare. Pentru că, într-adevăr, BA, imperpelabil AC, BA, BA, B, BA pe planul BAC. Deci BA e perpendicular pe orice dreaptă din planul BAC, deci și pe PC. Și fiind... care ar fi fost distanța între cele două drepte? Distanța între BA și PC? Da. Între AB? Între AB și PC. Eu acum și cursez, adică cer ce am pus. Deci distanța între A, B și B, C. O nouă problemă. Distanța dintre două drepte în spațiu. Distanța dintre două drepte în spațiu este perpendiculară comună celor două. Doar prin asta măsură distanța. Și acum ar trebui să vedem care ar fi perpendiculară comună celor două drepte, A, B, și pe ce?
lor ape și pe cer. Cum am arătat că a BA imperturat pe planul BAC, BA imperturat pe BC, pe orice dreapta am dus-o din plan, în planul BAC. Da. Deci imperturat pe toate dreptele. Mm-hmm. E perpendiculară și pe dreapta, care pleacă din A și urește mijlocul lui BC, adică râul ăsta. Imperturat și pe asta. Ai putea să spui are cum este pe BC? Are pe BC este înălțime. Sigur că triunghiul BAC este triunghi isoscel. Da. Și are este mediană. Median, mediatoare, înălțime. De toate. Și atunci are perpendiculară pe BC. Da. Dar are perpendiculară și pe AB. Da. Pentru că AB perpendiculară pe planul BAC. Deci A, B, A, e perpendicular și pe ară. Dar de ce B, A, e perpendicular pe ară? B, A, pe ară. A, B, A, e perpendicular pe plan. Și perpendicular pe orice dreapta. Și iată că R reprezintă perpendiculara comună celor două drepte. A, R. Și atunci asta e distanța între cele două drepte. Da. Deci la întrebarea, care este distanța între B, A și B, C? Răspuns este A, R. Ca nu știam afară. Bineînțeles. Mai avem o problemă. Da? Face și pe aceea. Da. Am mai insistat un pic pentru că m-am lovit de această problemă nouă. Distanța dintre două drepte în plan de spațiu e vorba de perpendiculara comună. Și tu trebuie să o duci pe asta. Da? Să duci pe asta și nu o măsori. Nu bagi într-un triunghi, cum a fost la aici și în triunghi este... Cum era la oră? Imediat, cu tot știm. Sigur că da. Știm totul și se poate. Sau are pe două căi? A, R, păr, P, C? Da, știm. Și am trecut și pe R, acolo și așa. Deci, poate, eu am mai avem o problemă. Bun, hai să... Da, și să facem problema asta. Da. Problema asta a ridicat... Acolo, la perpendicular. N-am învățat acolo. N-au ajuns la... Sau am ajuns. Da. Se putea face. La nivelul cunoștinților noastre. Da. Deci totul este. Doar atât că ți-am cursat eu și am zis distanța de două de asta a fost notat. Exact. Acolo totul se putea face. La nivelul cunoștinților. Nu. N-am avut ceva care să depășească bine. Până la momentul ăsta. Citesc problema și... Da. În figura 26 este reprezentat un cornet din carton având formă de piramidă patru-lateră regulată. Deci avem o piramidă patru-lateră regulată. Deci din potență. E a doua problemă la subiectul... Da, da. 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 O piramidă patru-lateră regulată P, A, B, C, D. P, A, B, C, D. Cu A, B egal cu A, B egal cu 12. Patru-lateră regulată. Patru-lateră regulată. Adică ce înțelegem prin asta? Pe valoare e un pătar? Da. Da, piramidă patru-lateră regulată înseamnă baza un pătar. A, B egal cu A, B și egal cu 12. Da. Deci AB egal cu AB. AB egal cu AB. Și egal cu 12 centimetri. Aflați înălțimea cornetului. Și aici arată un PO. Da? PO. Aflați înălțimea cornetului. Și vă o să vă arăt figura aia. PO egal cu cine. Da. Da. Și la B. Determinați aria. Deci e vorba de două întrebări, nu? Da. P. O egal cu cine, suntem în figură. Și B. Determinați aria bucății de carton care s-a folosit pentru confecționarea cornetului, știind că pierderea de material a fost de 20%. Da. Deci determinați aria bucății de carton care s-a folosit pentru confecționarea cornetului, știind că pierderea de material a fost de 20%.
Aria cu cât fie pe acolo. Aria laterală, pe timpul acolo, se vedem noi. 20% pierdere. Și dați figura de acolo, da? Și o piramidă cu vârful pe ea în jos. Deci avem această... O vedem tot acum, da? Până pe partea de sus e deja știută. Și diagonală le ducem ca să vedem punctul de intersecție a lor. Aici este punctul O. Nu se vede asta, că e din interior, să zic. O, P, da? Și A, B, C, D, A, B, C, D, ce se vede? Se vede asta. Și asta nu se vede. Deci asta este coordonatul, sub formă de piramide, cu vârful în jos, așa ca să înghețat acolo. Da. Să zicem. Bun, și A, B, egal cu A, B, egal cu 12. Deci toate dimensiunile sunt de 12. Și unghiile laterale și latura pătratului. Pe O cât este egală? Deci ce e problema? Adrunghiu pe O, C. Pe O, C, da. Egal cu 12, nu? Unghiul este de 9 egale, da? P, C egal cu 12, P a egal cu A, C și P a egal cu P, C, nu? Da, pe toate punctele da. Sunt egale. Da, P egal cu 12, O, C este la floare pe A, C dintr-un unghiu de A, C. Este diagonala într-un pătrat. 12 radical din 2. Asta nu pierde timpul, e 12 radical din 2, că știi la fracă? E 12-12 și diagonala 12 radical din 2. Da, asta e 12-12, pe capra, e 12 radical din 2. Pe O, P. Și o ce va fi? Ce va fi din 6 radical de 2. 6 radical de 2. O aflăm pe OP. Bun. Zicem că am redactat. Păi, o și eu aflăm, prebine. Pe O egal cu? Hai să zicem pe O. Pe O la 2. Egal cu 144 minus 36 ori 2. Și 36 ori 72. Așa la radical din? 7 ori 2. Adică de 2 ori cât e 6 radical din 2. Aria cornetului ăsta. Da. A fost cornetul, dar toate suprafețele. Da. Știm că 20% a fost pierdere. Adică? Adică aria laterală. De ce? Păi cornetul deasupra lui. E cornet. Da. Cornetul, deci e bună. Câte fețe are cornetul? Da. Aaa, are 5. De câte fețe are? 5 are. 1, 2, 3, 4, 5. Dar de asta e deasupra lui. Sunt cornet, mama, acum pui înghețat la mine, e gol. Acum te rog să închipui din pătrat. Da. Deci cornetul nu e acoperit. Nu e acoperit. 4. Deci numai 4 ale triunghiului acestea. Da. Și aflăm un singur triunghi. Mulțumesc, Pablo. Păi știm aria triunghiului ABP, de exemplu. ABP, da? Deci, aria laterală, hai să vedem așa, aria laterală a cornetului. Da. Egal de 4 ori aria lui ABP. A, B, P. Știu că BP este 12. Da, aria lui ABP, hai să zicem, aria lui ABP, triunghiului ABP. Cunoscut de la astfel, ai tu formula aceea. Da, pe teoremul Heron. Da, mai. Da, ce? La două la sensul dintre ele, sau? Da, nu știm sinusul. Știm sinusul? Păi, acum 60 de grade. Împărțirea 4, 360 împărțirea 4. Păi, de ce, mă? Dar am întrebat să mai duce atât. Nu am trecut din plan. Da, și știu măsura lui APP. Da, la triunghiul ăsta este echilateral la PP. Fiindcă AB este cât AP și cât BP. Nu așa este problema. Da. Nu sunt păi, nu, 12 am fost dat toate. Da, deci triunghiurile alea sunt echilaterale toate. Și știi că aia triunghiurile echilaterale. A, e la 2 ori ca din 3 pe 4.
Trecerea triunghiului e la a doua, e la a doua, deci 144 e egal în 3 spre 4, 144 spre 2 și aici a doua, 72, 36 egal în 3. Da, deci face cât ai zis? 36 radical din 3. Iar e la un singur triunghi. Așa. Și atunci aria laterală toată. Păi 36 radical din 3. 36 radical din 3 radical 4. Și egal cu 36 radical 2 și 6 radical 2. De ce 36 radical? Poate am zis și 4 cu 4? Dar e 4, 36 radical din 3. Deci e 4. A, deci, da, și a simplificat la fărurile. Da. 436 radical din 3 și 464. 144. 144 radical din 3. Și cu asta am aflat și... Să tăiem chestia acolo cu... Da. Da. Deci am aflat... Aria totală a cornetului, dar asta aveți pierdere de 20%. Exact. Păi pierderea 20% nu se dă ABC? Nu, aia e pierderea 20%? Păi, de total. Din total materia. Și tăia cursul de acolo, s-a făcut ca să poată să facă cornetul. A fost o suprafață, să spunem, plană, da? Aha, deja să zic 144 radical din 3 minus 20 pe 100 ori 144 radical din 3, nu? Păi plus 20 pe 100, că e pierderile între straturi. Că tu ce ai folosit acum este rezultatul după ce ai pierdut colosurile. Ai construat 4 radical din 3, îi... Rezultatul. Rezultatul, da. Tu acum trebuie să aduni, a fost mai mult material. Deci 144 radical din 3 plus 20% ori 144 radical din 3. Așa. Deci aria materialului. Egal cu 144 radical din 3 pe lângă 1 minus 20% mai bine. 144 radical din 3. 1 plus? Acum am vorbit. 1 plus? Au fost de atunci, de cât se dare spierde. Deci, pentru materialul au fost mai mare. Da. Un material. Sunt chipitrie. Da. Eu am pus să fac acel cornet. Da. Că l-am făcut din materialul ăsta. Am constatat că după ce l-am făcut, mi-a mai rămas și bucăți din material. Alea sunt pierde. Deci, materialul a fost mai mare. Și am ajuns la 144 radical din 3 mai mic. Să faci un costum și ți-ai niște un material care e val, croitorul, nu, ce rezultă, așa, sunt și niște pete, cât ai pe acolo. Exact. Cât ai duce la 144 radical din 3, pentru că sigur de aici și acolo. Deci 1 plus, 20%, 2 pe 100, adică 1 pe 5. Și e ca cu 144 radical din 3 ori 6 pe 5. 144 de mai mult. Și e cam cu tot. Nu mai e, mai e. Îți mai simplificăm. Da. Deci facem mulțime și facem un rezultat. Da, va fi 144 radical. 864 radical din 3. Deci 5. Important aici era să nu împărțim la 4. Că erau 4 acolo, știți? Iar și împărțirea 5. Tu ai fi împărțirea 5, puneai și baza. Uh-huh. Păi cornet. Cornet e descomplit acum. Da, deci vezi de asta că nu să te repezi ce s-o gândești. Și aici cu materialul, iar era capcană, pentru că trebuia să aduni pierderile, nu să riscați. Sigur. Tu ai obținut doar materialul care s-a folosit strict pentru cornet. Uh-huh. Dar dintr-un material mai mare s-a folosit bucata asta. Uh-huh. Deci aici am zis că trebuie să o gândești și după aceea să o... Că aici pierdei puncte. Da. Cum să spunem, din toată protestul ăsta, de tot așa, luând și discutăm de la ansamblu, hai să vedem care au fost greutățile. Corect. Mi se pare foarte important să vedem greutățile, că acolo ele trebuie să... Au fost, să păi, acolo cu unde e? Cu chestii, cu... A, la subiectul 2-3, cu... Modul mai mic, trebuie să ne perfect. Cum? Știi că X-ul intervalul acela, bă, expresia este în ce interval? Ai înțeles acum? Da. Știi? Că e 5 puncte obținea pentru orice chestie. 5 puncte, 5 puncte. Deci da. Când ar fi luat aici la ultimul, nu lua. Da. Nu deci... făcea. După aceea, la problema din față, făcea tot?
La problema de față cu piramida? Pe C și cu AB... Nu, nu. Pe C și cu AB, nu știu. Da, da. Avea 90 puncte aici, adică ABCD. Ce da. Făcea? Făcea lungimile celorlalte două laturi, le făcea, lungimea segmentului pe ce ai făcut-o? Da. Ai făcut-o tu, deci făcea, determinați măsura unghiului dreptelor pe ce și AB. O făcea? Acolo, nu. Acolo nu făcea 5 puncte iar. 5 puncte iar trebuie de acolo. Da. Și determinați distanța de la punctul de la data pe ce? Cred că se duce, se ducea pe asta. Acolo se ducea, deci 5 puncte. Înălțimea olimpică s-a dus până la capătul, că fiind ghisorșe, au văzut acolo. Deci... De 10 puncte pe pia la subiectul 3. După aceea la subiectul 2, domnul profesor. Știm că numărul era mix aparține intervalului din 2 valuri, determinați intervalul care aparține numărul 2, sunt 2. N-am făcut-o. Da, păi nu. Am făcut-o, dar n-a dat intervalul corect, a dat acolo minus... Ai greșit că este și din 5 puncte, da, din 5 puncte mii de aia trebuie. Nu, nu. Te mai trecați aici vreo două puncte. Da. După aceea, arătați că x pătrat minus 2 plus... produsul acela are 3 factori. O, acolo avea și fost interesant. Punctul B... Nu-l făcea. Că stricaseră tot. Că stricaseră tot. Deci, punctul, 5 puncte i-ar pierdea și cu 27 puncte și aici. După aceea, scrieți mulțimea x aparținului R unde modul de x plus 4 mai mic e dat de 5. Și aici am avut greutăți, că n-am tradus nimeni mic pus între minus 5 și minus 4. Da, deci pe deași astea 5 puncte, 12 puncte deja. Arătați că numărul 1 supra radical din 5 plus radical din 3 minus, când era la minus 1. Acolo s-o repetit, acolo da știa. Așa, desenați o piramidă știa, deci 12 și cu 2 puncte, 20 deja am pierdut. Și la prima am făcut tot, la primul subiect la ușor. Da, da. Deci 2 puncte, 20 înseamnă 7 opțiuni, nu vreau. Da, da. Deci, cred că suntem un exercițiu corect cu noi. Da. Și spunem unde nou am mers, am plecat de aici și o să vedem cum ajungem și la 9, la 9, 50, la 10, da. Putem ajunge. Da, învățăm cu fiecare. În fiecare moment. Eu cred că dacă, eu nu știu, dacă nu mergea pe ideea asta și mă lăsau mama să... Da, bine, doar de două ori acolo are timp să... Exact, să mă duc din nou și nu zicea aia de fotografă, dar era mai bine. Nu contează, că avem un sens, hello. Păi nu contează, aici nu ne supărăm, aici doar învățăm cu fiecare. Nu, 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 da. Da. Este, este și o observație care ne spune, lăsați-mă pe mine să am punctul exact, de vedere. Exact, pentru că avea și două ore și avea timp să se mai ducă pe el. Sigur că da. Dar nu... Și așa cum încerc eu să merg, pe ideea ta să mă duc până când ea nu mai poate merge, așa să învățăm și ea. Da, am înțeles asta, domnul profesor, dar am pus să zic că noi nu rău intenționați suntem sau că ce încercăm să... Doar aici nu te analizăm pe la 7-8-10. Sunt sigură că te-ai mai fi dus pe el și ai luat mai mult. Ideea era că învățăm din fiecare test. Exact. Și trebuie să fim foarte receptivi la tot fel, la toate informațiile care apar. Deci, nu intrăm în coliziune cu alte chestiuni de astea, că suntem antrenament. Exact. Antrenament să spun lucrurilor pe nume. Îi spune antrenorul, face așa și face așa, da. Uite aici e greșit, desfalcăm, desfacem, insistăm acolo unde sunt goluri. Ai puterea să spui, aici nu e clar. Cum ai spus acum? Eu totuși n-am înțeles de ce trebuie adun. Să adun o cincime. Când ai exercitat ce a fost mai mare, s-o făcut pierde, ai înțeles că de ce? La cei ce am găsit unul, mai adunăm pierdere. Nu eu apreciez faptul că dumneavoastră o învățați, i-am putea să ducă pe muncitorii ăsta, așa, mă duc, găsesc o soluție, dar de ce să mă duc să muncesc așa, să pierd jumătate de oră, să găsesc o soluție, că pot să o văd deodată să gândesc bine și să o văd aia da. Rapidă și... Deci, există riscul ca să te duci pe o chestie și să pierzi foarte mult timp și să și greșești. Corect. Asta, da? Pe cum, în clipa în care analizezi un pic și vezi, te uiți mai atent și ai văzut, pac, ideea te-ai dus foarte rapid. Asta. Și noi ne punem de amândouă în balanță, ca să tu să sesizezi ce ar fi însemnat invers, că pierzi mult timp, riști să greșești și ce înseamnă să vezi rapid voința. Da, atenție, la asta să ajunge după mult antrenament. Performanța va veni, va crește la o zi la alta și o să vezi testele acestea vor fi la îndemâna noastră. Exact, eu sunt foarte și învățăm în fiecare clipă
ce nu merge. Acolo unde ne-am sensat. Și mai că am insistat până când da. Am aprofundat cât se poate de bine din chestiile acelea. Eu sunt foarte încântată pentru că ea vrea, domnul profesor. Da, da. Știți, ea vrea. Da. Vrea să muncească da. Foarte mult. Nu, nu putem face să acoperim deodată. Deși când mergem din mers, așa acoperim tot exact. Ce exact. Da. Așadar, dragilor, sigur că și voi ați urmărit, au fost o lecție foarte frumoasă. Acest test de evaluare națională ne-a oferit ocazia să trecem prin foarte multe lucruri, foarte multe informații. Eu cred că s-a adresat și am prins o suficientă zonă de matematica 1-5-8. Da. Și geometrie plană, geometrie spațiu exact. Și... iar din nou, nu m-am lăsat timp să vorbesc distanța între două drepte, perpendiculară cu mână, iată, exact. Pe care o să o fac pe de rău. Așadar, ce să urmăriți-mi, cu ce să ne urmăresc, că nu mai învățat nimic, nu pierd, adică dumneavoastră aveți răbdarea și capacitatea de a explica pe înțelesul lor. De ajunge eu să te vedeți că de aceea cred că și copiii cu drag vă urmăresc, am văzut că nu vă rog să urmărești din altă dată. Faptul că depuneți acum, am văzut că se pun teste de evaluare națională, copiii sunt atrași. Aici v-am să le explicați cu o înțelepciune doamne și cu răbdare de fier totul și ei o înțeleagă foarte bine dacă vă urmărească. Nu faceți decât să-i învățați și... Mai le spunem ceva. Cei care știu... Dacă, să anunțe pe toată lumea. Da, să anunțe prieteni, colegi, familii care știu, din alte orașe. Cum spunea cineva că a luat legătura cu dintr-un oraș în celălalt, s-a sunat, că se știau, în vezi pe prof online. Aceste lucruri trebuie să făcute pentru că așa reușim să ajungem la cât mai multe lume. Exact. Băi... Și clar că profesorul de la clasă nu are cum să explice așa. Unii n-am nici răbdarea, nici înțelepciunea, nici pregătirea necesară. Nu ne interesează asta. Noi aveți tot ce trebuie ca ei să se ducă și să în fața examenului ăsta, foarte important, să iau o notă bună, pentru că chiar... Ei muncesc. O parte ei muncesc foarte mult și... Exact. Fi... Și noi aici avem de gând să facem foarte mult. Da. Foarte multe teste și să-i ajutăm. Să finisăm și să putem ajuta pe față. Mulțumim, domn profesor. Like, share și abonați-vă. Am putea să dăm mai